Bine v-am găsit, dragi prieteni. Ne-am luat zilele astea cu lucruri de actualitate stringentă și era să uităm cei care au plecat dintre noi, oameni totuși de importanță colosală. Nu sunt de acord, desigur, cu sintagma că cimitirele sunt pline de oameni de neînlocuit, pentru că am mai povestit odată, într-adevăr, acolo sunt oameni importanți și nu aici, printre noi, așa că trebuie să ne facem datoria și să mai coborâm odată în groapă, mai ales că distinsul tovarăș Vonica încă nici nu s-a răcit. Am înțeles că a avut parte de o înmormântare dumnezeiască la Sibiu, escrocul ăsta care s-a aruncat de la etajul vilei sale după ce nevasta era prinsă cu tot felul de matrapazlăcuri, cu rețete false și așa mai departe. Era și la pușcărie doamna Vonica. E bine, soțul ei s-a sinucis fraților, dar să știți că jurnaliștii au fost de vină, au fost bătuți, îmbrânciți, huiduiți, înjurați, apostrofați și așa mai departe la îngropăciunea lui Vonica, deși acesta s-a sinucis, a avut parte totuși de toată slujba, de tot dichisul care se obișnuiește în astfel de momente. Doamna a fost primită la priveghi, n-a asistat la înmormântare. Sâmbătă seara a avut loc priveghiu, s-a dus să jelească soțul. Acesta făcuse în sfârșit o faptă bună. Probabil că n-a mai suportat să fie acuzat în stânga și în dreapta și să-și vadă ființa iubită după gratis și s-a sinucis. Este evident o dramă pe care noi, oameni mici și simpli, care n-am avut niciodată grija sutelor de milioane de euro, noi nu o înțelegem. Dar în numele nostru, sigur că mă asociez cu colegii jurnaliști care au fost bătuți cu umbrela, precum porcii mistreți pe timpul la grădina zoologică, mă asociez cu confrații noștri din Sibiu care au luat-o pe coajă la propriu, pentru că pur și simplu se aflau în preajma marelui decedat. Cum au fost apostrofați jurnaliștii? Ca fiind niște hiene, oameni care s-au comportat în cel mai mizerabil mod, nici măcar nu știu să scrie cu litere de tipar. Profesori universitari sau medici au fost printre cei care i-au atacat pe jurnaliști, și cu vorbele, dar și cu palmele, și dacă ar fi putut, probabil și cu parul, în acest weekend. Au aplaudat-o la plecare pe Dana Vonica, soția defunctului, scandându-i îndelung numele, iar când soția a ajuns la mașină, s-a strigat toată lumea mâinile sus pentru a bloca și mai bine accesul jurnaliștilor. Adică măgarii de ziariști care s-au apucat să scrie despre matrapazlăcurile acestei familii și evident din cauza lor s-a sinucis până la urmă marele Ilie Vonica, care nu era un baron de Sibiu. Eu nu l-am auzit niciodată pe domnul Orcan să spună despre baronul de Sibiu Ilie Vonica, dar era în orice caz pe lista asta scurtă, până la urma medicamentelor care se dădeau cu și fără rețetă în funcție de cum voiau ei, mafia asta a medicamentelor, și nu numai, bineînțeles, era controlată de cei doi, vreo 2000 de oameni l-au condus la groapă pe Vonica, o stradă întreagă a fost blocată. Am înțeles că cimitirul de la Biserica din Groapă, cum se numește, el se află chiar pe strada Justiției, în municipiul Sibiu. Ce ironie, totuși, că de justiție a vrut să scape Ilie Vonica și sigur că a și scăpat. Pe lumea cealaltă e puțin probabil să se intre atât de mult în amănunte cum se face aici, sau cum s-ar fi putut face aici, sigur, dacă ar fi fost și el judecat. Asta îmi place cu hienele, îmi place cu umbrelele, probabil că era o vreme închisă, așa să spunem popor la noi. Oamenii mari, oamenii buni, oamenii cu suflet mare, în general atunci când se duc, mai plouă câte o țâră. Da, Dumnezeu mai lasă câteva picături de ploaie pe lumea asta ca să ne atragă atenția că i-a părut rău celui care s-a dus dintre noi. Trebuie să fi fost o jale pe străzile Sibiului cum nu s-a mai înregistrat de mult. Cred că nici la moartea lui Emil Cioran, sigur survenită la Paris și despre care sibienii nici n-au aflat sau au aflat așa de pe la piață, că asta e, n-aveau ei grija lui Cioran, cred că nici atunci n-a fost Sibiu atât de trist, dar o să spun spiritual, ca acum la despărțirea de Ilie Vonica. Vedeți? Oamenii au dreptate. Și atunci când e judecat de oameni, îți meriți soarta. Nu l-a plâns nimeni pe Emil Cioran, de altfel vă povesteam într-o emisiune că nici rășinari nu știau ăia. Femeile de acolo,
care vindeau mustul la marginea caselor sau a drumului, nu știau unde este casa memorială a lui Emil Cioran. Ba unii dintre ei n-au zisere de el. A, numele le era cunoscut, că sunt mulți prin zonă care se numesc așa, nu știau de scriitor. Hai, chestiune autentică, să știți. Bun, trecem mai departe puțin. Mâine o zi care ar fi putut să fie interesant, anticipez un pic, dar sigur că nu va fi. O zi în care Dan Voiculescu are un nou termen în dosarul privatizării ICA. Mă, băieți, mă, treceți, mă, și vorbiți un pic și despre asta, că cine știe. Parcă vă văd mâine cu lanțurile la mâini și la picioare acolo la televiziune. Am mai încercat să anticipăm acest moment. Mai degrabă acum sunt chitit să cred că va fi o prescripție undeva la sfârșitul anului și că va scăpa Dan Voiculescu. Faptele se prescriu în decembrie, noi așa am aflat. Dosarul privatizării ICA, cele 60 de milioane de euro, Dan Voiculescu are însă avocați care știu să tragă de timp. E foarte puțin probabil ca mâine să avem un verdict, dar sigur că putem un pic să sperăm. Stăpânul antenelor, fraților, ar putea așadar mâine să treacă de partea cealaltă, să depună un pic armele pe stânga, dacă lucrurile ar lua o turnură totalmente neașteptată pentru momentul acesta al justiției. Mie mi s-a părut așa, sigur că e doar o părere, că justiția asta care s-a mai desțelenit așa un pic în ultima perioadă, așa mai descleștat maxilarele, a avut o ușoară jenă în momentul în care a trebuit să facă și pasul ăsta, adică să-i rupă gâtul lui Dan Voiculescu. Cam așa cum am în minte faza aia când i-au tăiat gâtul cu trapa aia lui Saddam Hussein. Țineți minte, după ce îl condamnaseră la moarte, a făcut toate recursurile și a venit și ziua în care l-au executat cu trapa respectivă, după ce l-au lăsat să mai citească două, trei vorbe din Coran. Putem totuși că la Dan Voiculescu justiția este încă destul de pirpirie, așa, este încă pe un drum neasfaltat. Și că undeva aici este o pintire zdravănă. Da, mâine se mai judecă de asemenea la CEDO plângerea fostului parlamentar PSD Cătălin Voicu, ăla cu ceafa de taur din Buffalo, care acuză statul român, fraților, că nu i-a oferit condiții de 5 stele în arest. El spune condiții umane. Condiții umane, domnul Cătălin Voicu să fi venit să fi văzut cum am avut noi la Cătănie. Alea au fost condiții subumane, dar totuși n-am făcut protest la Curtea Europeană. 7 ani de închisoare pentru corupție, Cătălin Voicu, să plânge că pușcăriile sunt supraaglomerate, lipsa unei igiene elementare, mă îndoiesc că se spăla cu regularitate monstru ăsta, reclamă și faptul că a fost expus în cătușe în fața opiniei publice în timp ce era adus în fața instanței, pentru cât de arogant a fost cu justiția, cu noi toți, merita să-l pui la un aparat de la de făcut palme, da? Și de pleznit așa la foc automat. Aș fi ținut vreo 24 de ore acolo pe Cătălin Voicu, ca să dăm un exemplu de cum să nu se întâmple în țara asta. Mi-aș dori să vină odată ziua asta în care oamenii cinstiți, oamenii cu coloană vertebrală, să iasă în stradă și să înjure, să lovească mașinile bandiților matriculate la ruse, să lovească BMW-urile, să le arunce de pe carosabil, să existe o revoltă a intelectualității. Dar nu neapărat trebuie să fii pentru asta mare profesor sau scriitor sau mai știu eu câte patalame să ai. Nu, intelectual în sensul normal al cuvântului, adică un om firesc, da? Să nu fie o lichea dintre asta. Și ăștia să se revolte și să-i lovească cu armele lor pe boschetarii societății. Nu știu cum s-ar numi în cartea de istorie această revoltă, ce denumire ar prinde ea, dar ar fi foarte interesantă. Ca acești oameni dintr-o dată să își iasă din fire și să aibă și un moment de revoltă ca străinul lui Camus, acolo pe ultima pagină. Neanunțat de nimic, momentul ăla al eliberării sufletești pe care o are el și care este totalmente ne la locul ei privită de departe. Deci, necunoscându-i pe oamenii ăștia și văzând puținul pe care l-au făcut și moliciunea faptelor lor și a cuvântului lor de-a lungul timpului, asta m-ar interesa la un moment dat, să-i văd revoltându-se, trântind mese, aruncând cu fotolii și așa mai departe. Iar la sfârșit, dacă va avea cineva nevoie de vreo explicație din partea lor,
cred că aș putea să fiu în sentimentul, cel puțin al unora dintre ei, și să le transmit boschetarilor, criminalilor acestei națiuni, doar atât, parafrazându-l pe amicul meu Radu Cosașu, aveți grijă de voi. Atât le-aș transmite tuturor derbedeilor din această țară, da? Se știu, să vă recunoaște, se recunosc în fiecare emisiune, ne recunoaște țara și pe noi, da? Știe ce am făcut bun și ce mai avem bun de făcut înainte, adică de aici înainte, și cei care se știu cu multe pete, oameni certați cu legea, certați cu bunul simț, da, să știu ei. De asta și vorbim așa cum vorbim la această emisiune, pentru că asta este revolta pe care ne-o permitem. Și asta este revolta pe care ar trebui să o aibă oamenii, într-adevăr, cu simț de răspundere față de aceste lichide. Haideți să le răspundem odată așa, pe limba lor. Să vadă că te poți coborâ până acolo. O, nu e o coborâre alarmantă. Este voită, te dai jos pe niște pârghii moderne, pe niște scripeți, da? Nu coborâm într-o peșteră de unde nu ne mai întoarce. Suntem aceiași. Avem aceeași calitate, avem aceleași calități, da? Ne ducem pur și simplu să le dăm o lecție, mereu mi-am imaginat, pentru că totdeauna intelectualii au fost măcelăriți și cu palma, și cu parul, și cu lacătul de la pușcărie, li s-a dat și cu cartea în cap, au fost umiliți în general de toate sistemele, și de securitate, și de comuniști, și de neocomuniști, de toată lumea. Și a bătut toată omenirea joc de ei de-a lungul timpului. A, poate că ar rezista, poate că ar trebui, măcar așa utopic, dacă nu, să ne imaginăm momentul ăsta cât mai des, în care să se întoarcă un pic roata și să ne ducem noi să facem scandal în fața ăstora care fac de obicei. Ăștia cu decapotabilele la propriu și la figurat. Să nu-i dai măcar așa cu un ziar de ăsta, cu o revistă de asta peste cap. Să zic, mi-a făcut plăcere să te pleznesc odată, că și așa tu ai încălcat legea de atâtea ori. De ce să nu facem lucrul ăsta din când în când? Bun, mai avem pe lângă ziua penalilor martiri și alte evenimente. Uite, aici avem o statistică, dragi prieteni, de la Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene. Ce vă spuneam, fraților? Este absolut halucinantă chestiunea asta, dar sigur nu vorbește nimeni, pentru că nu e așa. Noi nu ne interesează, noi venim să ne facem la televizor doar așa, niște mendre, să ne mai facem cu mâna rudelor. Pe cine interesează? Cine pune suflet în ceea ce spune aici? Sunt numai mercenari. Da? Când vă spuneam aici și vorbeam zile în șir despre minciunile lui Dan Șova și ale altora, uite biroul ăsta de statistică a Uniunii Europene la ce concluzie a ajuns. România nu mai poate garanta autostrada Comarnic-Brașov. Asta este doar enunțul. În aceste condiții, statul român va trebui să acopere riscul de nerealizare a traficului de autovehicule pe respectivul tronson și să garanteze astfel plăți de 3 milioane de euro pe lună. Adică 52.000 de euro pe kilometru în fiecare lună până la sfârșitul lunilor. Câte ori mai fi. Da? Lucru care presupune un efort bugetar colosal. Deci, Victor Ponta, când îl mai întâlniți așa, să-i transmiteți colegii jurnaliști, cine îl mai vede pe marile stadioane, pe marile arene ale lumii, pe la grătare, pe unde o fi, și televiziunile, că am deschis și eu astăzi televizorul pe ProTV, pe la 19 și câteva minute, arătau cu grătara Gii. A 1100 oară, într-o zi liberă, știrile erau cu oamenii care au ieșit, că era vreme frumoasă și ei erau liberi, dar să facă un grătar. Dar uite, despre chestiunea asta nu-i întrebați? Că poate interesează mai mult. Cred că e mai interesantă și decât un meci ăsta. România nu este în stare să asigure realizarea autostrăzii, pentru care Dan Șova a promis că se va posta cu cortul și că va dormi acolo. Vedeți marile minciuni ale guvernului Ponta? Am rătăcit un pic cartea maestrului Stănescu cu realizările guvernului, dar era și Comarnic-Brașov. Dacă mi-amintesc bine, sper să nu greșesc și dacă cumva o fac, să mă ierte marele Stănescu, cred că era la pagina 218 sus chestiunea asta cu Comarnic-Brașov, că țin minte că m-am uitat odată și chiar am citit din ea. Dacă Eurostat nu acceptă varianta extrabilanțieră, bugetul României înregistra un deficit peste plafonul de 3% din PIB, adică este cota de alarmă la nivel european, în cazul în care traficul de mașini pe viitoare autostradă nu se va realiza. Deficitul excesiv peste 3%, nefiind acceptat în rândul statelor membre ale Uniunii Europene, chiar dacă decalajul provine dintr-o investiție necesară
și nu din cheltuieli nesăbuite. Deci va trebui să ne ducem, nu noi, sigur, dar reprezentanții noștri, ăștia care își fac selfie, să dea cu subsemnatul. E, fraților, sigur, aici mă gândesc și la Emil Boc, mă gândesc și la Ion Creangă, mă gândesc în general până la Traian, da? Da, sigur, nu Traian ăsta cenzuratul, ăla de pe columnă. Da? Mă gândesc în general așa, nimeni n-a reușit până la urmă, dincolo de gargară, dincolo de planuri, l-am văzut pe Joana astăzi la televizor, ce-aș făcea? Și uita o boală, ceva, fi intrat vreun tucan ceva prin ochi, fine, se uita absolut incredibil. Ori era dus cu pluta, ori depășise deja vârsta la care înțelegea. Cred că îi trebuia un arbitru ăla de box să-i se uite un pic în ochi și să arunce prosopul. În fine, n-avea nicio treabă cu realitatea. Asta e realitatea distinși politicieni. Da? Deci dumneavoastră de 25 de ani n-ați reușit să trageți o autostradă de la București până la Brașov. Asta este. Asta este bilanțul domniilor voastre. Asta înseamnă mândria de a fi român? Că îi mai aud așa din când în când pe unii că sunt tare mândri că sunt români. Eu nu sunt mândru, tovarăși. Nu sunt mândru și știi cum v-aș plezni pe toți dacă aș avea ocazia pentru minciunile astea și pentru banii ăștia pe care îi cheltuim? Nicăieri nu sunt taxe de drumuri mai mari decât în România. Nicăieri nu se plătește atât de aberant ca în această țară. Păi deci n-a fost în stare această țară plină de parșivi ca în 25 de ani să tragă un drum, bă, București-Brașov, la în condiții impecabile, adică cu benzinării, cu hoteluri, cu moteluri, da, cu parcări, cu intrând, cu orice vrei, da? 25 de ani ați avut la dispoziție politicienilor. Uite că acum suntem, ni se semnalează că nu mai cred străinii în minciunile noastre. Deci este irealizabil, evident că este irealizabil. Evident, am spus-o de la început. Ce tronson de autostradă. Despre asta aș vrea să se discute la emisiunile de sinteză, la emisiunile de analiză, la emisiunile în care, într-adevăr, vin oameni care pretind că au audiență la public. Păi spuneți-le și despre astea. Sunt mult mai importante decât să te plimbi dintr-un loc într-altul sau să te pretinzi nu știu ce idol al nu știu cui. Astea sunt chestiunile vitale. Restul e poezie. E poezie. Bun, Victor Ponta susține că Adrian Sârbu i-a fi propus să-l facă președinte, însă el a refuzat tot de dragul țărișoarei, i-a spus să-și plătească taxele, am o înțelegere cu Adrian Sârbu, a afirmat premierul, vă dați seama că nu e așa. Sigur că una spune în fața noastră și cu totul altceva în fața lui Sârbu. E posibil să fi căciulit în fața lui și din potrivă el să fi încercat să-l convingă pe Sârbu că ar merita să investească în el. Adică Victor Ponta, vă dați seama, este cel mai mare mincinos al națiunii, dar deocamdată unul dintre puținii care n-au plătit. În general, minciuna se termină la un moment dat. La un moment dat plătești. Dar uite că Victor Ponta deocamdată e în picioare. Un grandoman totuși de dimensiunile astea mi se pare genial. Acum a mai mutat un pic tunurile, că el când era întrebat de jurnaliști câte ceva, zicea, pe acolo la voi, la B1. Acolo la voi la B1 nu se întâmplă nu știu ce. Am mutat tunurile și pe cei de la Digi24, spunând că la ei, la post, adică la 01 sau la 02 rating, se deteriorează relațiile. Da? Eu știu că avem relații bune cu Statele Unite. Păi nu, tată. Nu. Aveau ei dreptate. Și nu tu, tovarășul Ponta. Tu ai 8-9 de rating seara acolo la bandiții tăi. Și uite că ăștia cu 01 și 02 au dreptate. Da? Relațiile cu SUA se deteriorează, pentru că o să vă citesc imediat, avem și comunicatul, ce ne-au spus americanii, lucrurile nu sunt chiar așa de bune cum am crede noi, și nimic despre Dan Voiculescu. Mâine, dacă Dan Voiculescu intră la pușcărie, v-am spus asta. O să vedeți că am dreptate, dacă vreodată se va întâmpla, Gâdea va veni cu lanțuri mâine la televizor. Eu cred că va fi un circ, că oamenii oricum nu mai au nimic de pierdut, să știți, în condițiile alea, la cât a făcut Varanu pentru ei, au și de ce să îl răsplătească, adică oamenii sunt... N-a existat în istorie, nu vreau să dau exemple, pentru că sunt prea mulți proști în România și nu vreau să mor pentru ei. Da? Chiar nu mă sacrific la nivelul ăsta. Nu vreau să dau niște exemple din al doilea război mondial acum sau cu ghetourile sau cu naziștii, că nu e cazul. Dar vreau să spun că nu cred să fie existat vreodată în istorie un asemenea caz. Cu niște oameni care să facă pentru un om fără scrupule, da? Pentru un monstru al societății, să facă asemenea
sacrificii. Adică pur și simplu să-și încalce toate principiile, absolut tot ce înseamnă suflare, respirație, să-și falsifice tot propria identitate. Cea mai mare măsluire sufletească să o facă pentru un escroc de nivel mondial, ăsta este Dan Voiculescu, da, un escroc de nivel mondial, da, să-l însoțească în asemenea hal și o să vedeți că ei își vor pierde mintea și la propriu și la figurat dacă cumva omul ăsta va ajunge la pușcărie. Da. Bun, n-aș vrea să fiu în pielea lui Traian Băsescu, dar n-am fost niciodată în pielea lui și nici nu mi-aș fi dorit, dar cu atât mai puțin acum. Ce se va întâmpla dacă va intra Dan Voiculescu la pușcărie? Dar vreau să le transmit totuși dragilor noștri confrați, care acum sigur că nu mai gândesc cu mintea lor de câțiva ani buni, că totuși republicanul John McCain, fost candidat republican la președinția Americii în 2008, a spus că restricționarea de către Parlament a anchetelor de corupție afectează relația României cu SUA. Democratul Christopher Murphy a arătat că un parlament care își protejează membrii de anchetele procurorilor este de neconceput în Statele Unite și că ar fi luat pur și simplu un râs la Washington, în timp ce republicanul Ron Johnson a spus că un sistem corupt împiedică investițiile și nu permite independența energetică față de Rusia. Mă rog, au lăudat-o pe Laura Codruța Kövesi și au discutat cu Traian Băsescu și cu Titus Corlățean. Au spus că respectă enorm persoana care conduce instituția anticorupție, respectă enorm americanii. Dar asta ce înseamnă? Că americanii sunt băsiști? E gravă chestiunea asta. Deci înseamnă că toți cei care sunt, atenție, în momentul de față la pușcărie sau pe lumea cealaltă că s-au sinucis de frica pușcăriei, americanii, iată, ne spun că este ok. Deci dreptate am avut noi. Aoleo, e dură de tot asta. Deci respectăm enorm persoana care conduce instituția anticorupție, credem că este un adevărat erou și evident, dacă Parlamentul a acționat în așa fel încât să-i restricționeze activitatea, să o dea înapoi, asta ne va afecta și ne afectează relațiile. Mai acum, sigur, americanii nu sunt poate un exemplu în toate domeniile. Sigur că și la ei justiția dă rateuri, unele dintre ele sunt memorabile, dar influențată politic. Am auzit acum un avocat, cel mai important avocat francez, discutând la Europa pe niște chestii de-astea de politică foarte grele. Așa? Și întrebat la un moment dat, la un avocat legendar, aproape 80 de ani, întrebat, dom'le, în viața noastră, în cariera noastră, sute de mii de procese, de dosare, miliarde de pagini citite, ce vi s-a părut cel mai dur? Influențarea din partea politicului, faptul că veneau tot felul criminali și cereau să-i apărați, grotesc cu situația, ce vizionă. Și el a spus așa, în viața mea pot să vă spun foarte clar că influența politicului în justiție aproape că nu există. Sigur, el vorbea pentru situația lor, adică în Franța. Bă, am stat așa un pic pe gânduri, am pus problema asta, bă, cum e să spui așa ceva? Aproape nici nu există. El a trecut așa, dintr-un revers de la mâna, e tot ce înseamnă influența politicului, oricum, bineînțeles, și Franța fiind o țară care are foarte multe probleme în sensul ăsta și au fost foarte multe procese de-a lungul timpului cu oameni politici care scârțâiau. Da? Și acum sunt multe nebuloase acolo. Majoritatea oamenilor lor politici, de la Charles Pasqua și până la Jacques Chirac și Nicolas Sarkozy, cu toții, spun, meritau să intre la pușcărie, la câte au făcut. Și uite că totuși justiția nu i-a trimis acolo. Da, faptul că ăsta a spus foarte clar faptul că nu există o influență politicului, ne duce un pic cu gândul, sigur, peste ocean, unde măcar asta înseamnă la ei, da? Adevărata justiție. Poți să faci greșeli, poți să faci erori, ele nu sunt neapărat umane. Nu, când ești om, trebuie să încerci să nu greșești niciodată, mai ales când ești magistrat. Problema asta, sigur, că au magistrații de peste tot în lume, nu pot să fie toți judecători impecabili. Dar măcar să nu fii influențat, ceea ce evident că la noi este pe toate gardurile. De asta spuneam și cu Dan Voiculescu că un pic s-a opintit aici justiția. Dacă să trag așa o concluzie pentru toată lumea, lăsați-mă să cred totuși mai mult în ce spun americanii sau să mă intereseze mai mult verdictul lor decât să-i ascult pe oamenii lui Dan Voiculescu. Deci chiar cred că între astea două, iată, este ca și cum ar veni un inspector și am dat cu toții un examen și la sfârșit ar spune, vă felicit, inspectorul, adică nu profesorul sau învățătorul cu care ești obișnuit în fiecare zi. Adică totuși să nu luăm chiar așa.
sunt oameni și mai deștepți pe lumea asta decât românii. Dacă vin ăștia și ne spun, bă, vă felicităm pentru că ați dat drumul la justiție, pentru că toată șleafta asta de bandiți se pregătește să intre în pușcărie. Și, împotrivă, vă atragem atenția că nu e ok să se apere între ei toți bandiții, să nu-i lase pe procuror să-și facă treaba. Mă, totuși, un pic așa trebuie să ne simțim și noi. Să zâmbim cu un colț al gurii și, eventual, cu celălalt, avem un rictus așa. Pe undeva e și bine, pe de cealaltă parte încă nu-i destul. Dar când îi vedem pe ăștia, cum încearcă în fiecare zi, vădit, bineînțeles, la ordin, cumpărați, pe bani grei, să influențeze soarta țării, mințind de dimineața până seara, da? Mințind cu o nonșalanță, da? Cu stupefacție uluitoare, da? Mă, totuși, măcar așa, din când în când să mai tragem liniile drepte și să mai punem niște puncte ca să vedem cam pe unde s-ar afla adevărul. Nu contează ce se consemnează în popor. Și cine se uite la televizor și cine nu. Dar măcar în fața istoriei să plecăm cu conștiința curată. Și eu cred că ăsta este un exemplu foarte clar de exact ce avem de făcut și în continuare. Să intre absolut toți la pușcărie și să nu mai aud pe unul că, mă, da, a fost totuși băiat bun, da, că a făcut. Ia să auzi spunând ceva de Gigi, spunând ceva de vreun mare toxic de ăsta de prin fotbalul românesc, spunând ceva de domnul Popescu, Popescu Gheorghe, de domnul Copos Gheorghe, ați auzit ceva să vină americanii, zic, da, cu marele fotbalist sau cu marele afacerist, ce ați avut? Nu. Înseamnă că totuși lucrurile merg bine. Ni s-ar fi transmis, ar fi ieșit oamenii ăștia. A fost o eroare, nu ne permitem să ducem la pușcărie niște valori universale, fi ieșit repede, stați liniștiți. Nu, este bine cum s-a întâmplat, este însă prea puțin. E bine, dar este foarte puțin. Pe o scară așa de la 1 la 100, justiția românească e pe la 6. Mai are de tras, mai are de trecut munți întregi, serpentine, coclauri. Aveți grijă de voi, v-aș mai transmite odată. Aveți grijă. Și lăsați-ne pe noi că o să ne descurcăm cu pleava asta și cu prostimea. Până la urmă ajungem cu toții în același loc. Ideea că Parlamentul îi poate proteja pe unii din membrii săi de anchetare este complet străină pentru noi. Dacă un procuror decide să deschidă un caz pe numele unui membru al Congresului, Congresul nu poate face nimic să protejeze acea persoană. Asta am spus de atâtea ori. Dar cum este posibil ca această țară să permită, prin structurile pe care le are, dar nu vă mai dați după birocrație, că birocrația sunteți tot voi. Cum este posibil ca această țară, care și-a cucerit în 1989 dreptul de a merge pe un drum nou, să le permită acestor criminali să se apere unii pe alții? Cum de s-a ajuns într-o asemenea situație? Cum? Parlamentul decide nu știu ce cameră, decide nu știu ce... Nu contează, mă, tata, trebuie simplificate toate regulile și legile astea, în așa măsură cât exact cum spune omul ăsta. În fața justiției nu e nimeni, mă. Nu e nici președintele țării, nu e nici parlamentul, nu e nimeni. A decis procurorul să facă asta, nu aveți decât să vă faceți procurori. Ăia de la Antena 3, dacă nu vă convine. Dar cu toții să ajungeți la zdup, mă. Sunteți o rușine, mă, tată. Sunteți o rușine acestui neam. O rușine planetară. Da? Ați dus România în bătaie de joc peste tot în lume. Cine vorbește despre această țară știe care sunt relele ei. Și arată cu degetul exact în direcția respectivă. La acești oameni, acești călăi ai națiunii, care nu fac altceva decât să ne mintă, să ne prostească în fiecare zi. Cu succesul pe care l-au repurtat, într-adevăr, la prostimea, la pulimea acestei țări. Da? Cu succesul pe care l-au avut, dându-și seama că au avut succes cu aceste vorbe măsluite, continuă cu ele. Dar uitați că adevărul e în altă parte. Da? Adevărul este exprimat de alți oameni. Sigur că ei nu o să vină niciodată să te ia pe tine de urechi, să te trimite la zdup, pentru că, atenție, n-au voie să facă asta. Pot doar să sugereze, și acum sugerăm și noi. Putem să sugerăm și să încercăm totuși să le mai dăm câte o idee unora, sau să le spunem adevărul. Sigur că el nu este plăcut. Dar nu cunosc adevăr plăcut în România în ultimii 25 de ani. Toate au fost greu suportabile. Pentru că noi nu ne-am făcut treaba în niciun domeniu. Suntem niște înapoiați. Suntem niște oameni incalificabili. Am citit acum, sigur, e o paranteză, ca și cum am mâncat niște cireșe în timpul emisiunii, dar după părerea mea este zdruncinătoare. Am citit pe sediul MAE, Ministerul Afacerilor Externe ale României, o scurtă depeșă cu privire la românii care călătoresc în Noua Zeelandă.
Știți că de ceva timp, câțiva ani, s-au ridicat vizele pentru Noua Zeelandă. Deci românii au voie cu un simplu pașaport, valabil 6 luni, să călătorească în această țară de la capătul lumii, fără nicio restricție. Nu te întreabă nimeni nimic, ca în Uniunea Europeană. Hai, pașaportul să uită, ăla e valabil, mai ai 6 luni de la data intrării în Noua Zeelandă, ești ok. Ei bine, am aflat că mai nou românii sunt respinși la graniță în Noua Zeelandă, da? Chiar dacă au pașaport, chiar dacă au bani, chiar dacă sunt în regulă, pentru că sunt suspectați de grănicieri care ar face lucruri necurate în această țară. Deși regula rămâne în vigoare, deci dacă mergem mâine 2 oameni de aici, avem șansa să intrăm în Noua Zeelandă, peste o săptămână când o să ajungem, dar zic plecăm mâine, ajungem peste o săptămână, avem șansa să intrăm în această țară sau nu? Pentru că ăia au plasat, în momentul în care văd un pașaport de România, este ca pe vremuri când te luau redegiștii sau cehoslovacii la frontieră să vadă câte perechi de pantofi vrei să duci. Adică dacă te lăsau, era bine, dacă nu, nu. Era absolut la latitudinea lor. Asta numai cu România. Da? Este singura țară care a dus această mârlănie fără de seamă. Grătaragii ăștia, da? Bă, au ajuns până în Noua Zeelandă și au intoxicat acea zonă din fundul emisferei sudice. Este ceva, bă, de o rușine dumnezeiască. Mă, nu i s-a întâmplat nimănui așa ceva. Românii, deși au dreptul să intre, pentru că au fost niște eforturi diplomatice și neozelandezii pot să intre fără viză la noi, bă, am ajuns să ne facem de râs până și acolo. Vă dați seama, bine, acum nu știu, că nu erau date exemple. E posibil ca ăia care lucrează prin Singapore și Malaezia, românii ăia corciți de pe acolo, să se fi dus în Noua Zeelandă, că e mult mai aproape, să fi făcut niște belele pe acolo. Dar am auzit și am citit în presă că s-au dus ăia care falsificau carduri, că s-au dus tot felul de amărâți dintre ăștia care au zis, bă, lasă-mă, viați proști acolo. Da, cine sunt neozelandezii? Niște ciobani, da, pentru că la ei toți sunt, se ocupă cu creșterea oilor, oameni simpli care provin din foștii pușcăriași ai Commonwealth-ului și ai Imperiului Britanic de-a lungul timpului. În general, sunt urmașii lor, hai bă, că nu, ce noi suntem deștepți. Și au ciuruit, au devastat acea țară, una dintre cele mai frumoase țări de pe glob. Practic toată este patrimoniu mondial UNESCO. Și-au bătut joc. Românii să căcau pe stradă Wellington și în Auckland la propriu. Intrau la metrou fără cartelă, săreau, se duceau, spărgeau, violau. Suntem mândri că suntem români? Astea sunt niște chestiuni mult, mult, mult mai importante decât fericirea asta de 2 bani pe care credem că o câștigăm noi într-un weekend uitându-ne la televizor, la unii sau la alții. Nesemnificativ față de ce națiune de obtuz suntem. Dar despre asta ar trebui să vorbim. Și vreau să mai arăt un ziar de la un amic român din Finlanda, care îmi scrie aici un scris de mână, un cetățean român care locuiește în Finlanda. Vreau să-i mulțumesc pentru că noi suntem unii dintre cei mai mari finlandezi ai acestei țări. Vreau să-l asigur de tot respectul nostru față de această țară. Da? Un ziar din Finlanda cu această ocazie. Da? O țară normală. Finlanda nu are absolut nimic ieșit din comun în niciun domeniu. Vreți să vă arăt cum se prezintă o tarabă de la piață în Finlanda? Am văzut la un moment dat aici, o să o caut, nu are importanță cât durează, îmi face plăcere. Și o țară normală, da, este țara aproape perfectă a continentului european. Mă bucur că oamenii ne urmăresc și acolo la televizor. Avem încă o dată tot respectul pentru această țară extraordinară, în normalitatea ei. Ca să vedeți, uite așa, cam cum e normalitatea la ei. Ei n-au chestii exotice, n-au abundență de produse, am găsit-o. Nu se plimbă nimeni cu colaci în coadă acolo. Ia uitați-vă puțin cum arată o tarabă în Finlanda. Atâta crește la ei. Ceapă, morcovi, conopidă, probabil mai sunt niște cartofi acolo. 24 de cenți sau nu știu ce e legătura aia, că și ei au tot euro. La monedă, legătura de morcovi, da? Uitați-vă puțin. Asta e normalitatea, bă. Da? Asta este normalitatea. Uitați cum arată alea pe piață acolo. Asta este Finlanda. Un exemplu, domnul Ponta și rataților din politică. Un exemplu în justiție. Corupție, practic, la ei nu există. Un exemplu în sănătate. Apropo, ce mai faceți, mă, cu spitalele? Iarăși au început să moară oamenii duși cu ambulanțele astea venite cu 2-3 ore în urmă, că asta e, nu prea mai sunt spitale prin țară. Deci sistemul sanitar, sistemul de justiție, învățământul și infrastructura. Să nu le uitați, mă.
nenorociților astea. Da? Când o să ajungem să facem progrese în astea, atunci să fim mândri că suntem români, mă. Finlandezii au de ce să fie mândri, noi nu. Și sigur că suntem urmăriți și în Israel. Așa arată un ziar în Israel de weekend. Ăsta că se numește Ultimele știri. Bă, dar chiar sunt ultimele astea? Sau sunt și penultimele știri? Uitați cam cum este ziarul. Așa arată un ziar în Israel. Ăsta este un singur ziar. Dumnezeule, după cum vedeți, nici nu s-a putut îndoi. Ăsta-i, mă, ziarul din Israel. Uite. Bine, o țară despre care știm că s-a format cum s-a format și a ajuns raiul pe pământ, da? Este raiul pe pământ, literalmente, acolo, din toate punctele de vedere. Mai puțin, sigur, chestiunea asta cu războiul apăsătoare, dar în rest este un belșug acolo, bă, din nimic. Din piatră seacă, practic, ce s-a făcut în Israel. Nu contează, ok, s-a făcut cu banii americanilor și... Aș vrea să văd și eu banii americanilor, da? Bechtelul, de exemplu. Banii lui Adrian Năstase, banii lui Șova, banii cui vreți, mă. Numai nu se întâmplă nimic în această țară. Absolut nimic. Alții au făcut tot, mă. Tot ce s-a putut. Din piatră seacă unii. Finlandezii, gândiți-vă puțin ce țară e aia. O suprafață mai mare decât România, aproape o Românie și jumătate înseamnă Finlanda, practic nelocuită, bă, jumătate din suprafața ei din cauza climei, ce s-a putut face acolo este uluitor. Păi România, dacă ar fi avut o asemenea climă și o asemenea poziție geografică, dispărea de pe hartă. Ar fi fost cucerită de ghețuri, probabil, și oamenii ar fi fost înghițiți și de ape și de ghețurile respective, sau dacă nu, de tundra aia, de taigaua aia, de cum se numește, da? De pădurea aia finlandeză din partea de nord, ar fi fost cuceriți oamenii, bătuți, umiliți, da? Învinși în sfârșit de clima respectivă și nu mai existau. S-ar fi pierdut, noi nu mai apucam să ne naștem, evident. A lungul timpului, până la urmă, doar cu escrocherie, doar cu minciună și doar cu furatul căciulii de la vecini și să-l păcălești, să-i iei din buzunar în timp ce ăla se uită să vadă dacă s-a înseninat, în condițiile astea noi nu apucam secolul 20 acolo, ca națiune. Deci, astea sunt niște exemple. Ce mândrie, mă, că ești român? De la ce să-ți vine mândria? Dați-mi și mie un exemplu. În toate domeniile suntem rușinea Europei. Bă, în absolut în toate domeniile. Și lăudăroși, și capsomani, și prost informați peste toate astea. Adică, bă, n-avem nimic. Bă, n-avem absolut nimic. În loc să stăm cu capul în ghidon și să recunoaștem când ni se spune cine suntem, facem pe grozavi, mă. Mai vezi câte unul d-ăsta iese el să mândrească, el își pune tricolorul, să mai vede. Și ăla a pus greșit, bă. Se poate, mă, tată, în halul ăsta, că tu ești un nimeni, mă. Tu nu poți să susții nicio discuție cu nimeni, cu niciun cetățean al acestei planete. Da? Ce odioși, ce odioși, bă, fraților. Bun, deci trecem de la priveg și ajungem până la urmă la declarația lui Cristian Diaconescu. Bă, bizară. Bizară, după ce ieri făceam referire, mai avem câteva minute până la pauză, făceam referire la declarația Elenei Udrea, care până la urmă, ca să nu mai fie stigmatizată și arătată cu degetul în stânga și dreapta, a recunoscut că deciziile în PMPL-a Traian Băsescu. E bine, în aceeași ordine, în aceeași idee, practic, o continuă și Cristian Diaconescu, care spune că el este candidatul lui Traian Băsescu. Am folosit și el câteva fraze pe acolo, după care, la sfârșit, aflându-se în anticamera aia, unde vă povesteam că e alături de MRU și de alți viitori candidați la președinție, a spus-o pe șleau, sunt candidatul lui Traian Băsescu. Nu știu cât e de corect, în primul rând pentru că Traian Băsescu nu mai are nimic de câștigat, fiind atras acum atât de tare ca de un magnet înspre acest PMP. Traian Băsescu, spre deosebire de Cristian Diaconescu, de exemplu, a câștigat alegerile timpului său. Da? De câte ori s-a prezentat, le-a câștigat. Cristian Diaconescu nu va ajunge probabil președintele României. Șansele lui sunt cam șansele partidului PMP. Da? Ori direct, tamnesam, să te revendici din Traian Băsescu într-un astfel de moment e bizar. Pentru că nu te ajută cu nimic. Absolut cu nimic, chestiunea asta.
Și poate că pe undeva nici nu-i drept să faci. Nu știu dacă ai dreptul ăsta, dacă ai meritul ăsta să te revendici din Traian Băsescu, care până una alta, sigur că e de 10 ani, e președintele României, dar asta e, așa cum a fost. Cristian Diaconescu s-a plimbat pe la niște partide și a găsit acum un oscior care să îl poată propulsa pe scena candidaților la președinție. Nu e normal să se întâmple lucrurile așa, pentru că cred că oamenii vor sancționa, după părerea mea, chestiunea asta. Nu e o dezvăluire care să le spună oamenilor, a, foarte bine, acum că știm că e candidatul lui Traian Băsescu, sigur o să-l votăm pe Cristi Diaconescu. Eu cred că este exact invers. Da? Cred că încearcă să atragă de partea lui un capital și o putere de imagine care nu sunt ale lui. Da? La alegerile europarlamentare, parcă nu spuneau chiar așa. Și nici în seara aflării rezultatelor nu s-au dat atât de băsiști. Acum, pe drumul ăsta nesigur al candidaturilor la prezidențiale, cam toți pe MP-ști ar vrea să știe lumea că totuși ei nu sunt așa de 6% de capul lor. L-au totuși undeva în spate, ca pe un sfinx, pe Traian Băsescu. Poate, poate cineva și-o aminti și de Băsescu și le-o mai da câteva procente. Nu știu, cred că trebuia să vă faceți temele pe cont propriu, după părerea mea, nu cu Traian Băsescu, așa că l-aveați în agendă sau că aveți un calendar cu el sau vă mai rămânea un pix cu Traian Băsescu și pe o parte și cu insula șerpilor pe cealaltă, mai mergea. Dar așa, tamne sam, acum numai să spuneți că sunteți băsiști cu toată gura ca să mai luați niște voturi, e riscant. Primul rând că nu prea mai ține chestia asta. Și doi, dacă ați fi avut o identitate încoată. Dar poate că ne vom înșela. Mai sunt surprize. Nu e asta. Probabil să ne înșelăm. N-ar fi o discuție. Dar nu mi se pare foarte clar deocamdată. Monica Macovei a lansat și ea un apel europarlamentar. Vrea simplificarea procedurilor de ridicare a imunității parlamentare. Adică vine undeva în continuarea discursului american la București, voința politică a PSD de a-și apăra hoții și corupții și de a fi împotriva justiției este clară și asumată deja prin atâtea voturi și declarații publice. Știți care e problema, doamna Macovei? Așa este. Dar și la dumneavoastră hoția și mafia sunt identice cu ale lor. Oamenii cel puțin așa știu. Deci nu este... Asta ați fost la guvernare. Discursul ăsta nu ține. Ați fost ministru al justiției. Nu e ok. A da vina pe unii și a-i face pe unii mafioți, excluzându-se pe tine, nu te ajută cu nimic. În momentul de față e clar că dacă mai există o șansă a politicienilor, probabil că nu mai există, dar dacă ar exista, aceea este de a face ceva. Și nu de a te lăuda că ai făcut. Adică nu faci o bancă și scrii pe toată banca numele partidului. Faci, tată. Te duci pe un drum, te duci, faci ceva, chiar dacă lumea nu recunoaște în primii ani, ai măcar după aia dreptul să spui, uitați, chiar dacă n-am fost votați, noi să mergem mai departe, uitați ce am făcut, asta, pentru țară. Asta n-ați făcut nimic. Asta este. În afară de faptul că n-ați dat nici bine din gură. Că ați fi putut să dați mai bine din gură. Ați eșuat și la capitolul ăsta. Când vorbește Monica Macovei, lumea închide televizorul. Sau mută pe un alt canal, de exemplu, mută pe Antena 3, ceea ce este dramatic. Dacă nu cumva deja era pe Antena 3. Deci nu mai ajută chestiunea asta. Nu mai veniți cu asta. Am văzut și la PMP tipul ăsta de discurs. Oamenii au fost mințiți de clasa politică in corpore. Deci ei nu se mai aștept. Nu mai poți să vii ca politician să te scuzi. E gata asta. Asta mai mergea după primii 5-10 ani. S-a mai păcălit încă așa publicul. Domnule, să știți că n-am fost noi. Ați văzut, ei erau la putere. Nu, acum sunteți toți în aceeași ciornă. Deci nu mai există niciun politician în care lumea să aibă încredere. Ori dacă ăla vine și nu face altceva decât arată cu degetul în hoții de lângă el, nu face altceva decât să se arate pe el. Este clar. Terminați cu măsurile astea. Sunteți în opoziție și trebuie doar să dați din gură. Nu mai e suficient. Timpul va trecut, va expirat. Din păcate. Acum mai e deja e vremea de gândit, e vremea de înfăptuit. Nu faci degeaba. Cu gura oamenii s-au săturat. Și de asta și citeam mai devreme, iată, marile promisiuni să scurgă așa una după alta, da, în șanțul și în gunoiul societății. Să duc una după alta așa la tomberoanele timpului și nu mai putem să facem nimic cu ele. Toate promisiunile astea, o să facem, o să dregem, o să nu știu ce. Uite că nu se întâmplă niciuna.
Sigur că nici promisiunile guvernului Ponta nu se vor întâmpla, dar măcar ei sunt la putere. Măcar ei și-au manipulat electoratul. E greu. E greu să dezmanipulezi electoratul pe care ei l-au câștigat. Sigur, cu minciună, cu vrajbă, cu înverșunare. Da? Oameni aruncați unii împotriva altora. Dar asta este. E normal. FSN-ul, PSD-ul era normal să acționeze așa. Ăștia sunt oameni care nu și-au dorit revoluția. Să nu uităm. Sunt oameni care nu și-au dorit democrația. Sunt oameni care nu și-au dorit altceva decât să le fie bine lor. Ăștia sunt activiștii de partid. Ei sunt astăzi la conducerea țării. Au fost și în opoziție, dar acum sunt iarăși la conducere. Să nu uitați, dragi prieteni, chestiunea asta. Acești oameni nu și-au dorit niciodată să facă bine nimănui. Sunt niște mediocri cu toții, evident, n-au avut niciodată idei politice, n-au avut niciodată idei economice, n-au avut nimic. Dar asta știu să facă, asta au făcut și pe timpul. Să câștige bine, să trăiască bine și să te vadă pe tine cum gâfâi votându-i în continuare pe ei. Ce vrei, satisfacție mai mare? Ei își mai fac câte o stradă cu numele lor și oamenii se duc și mai pun o dată votul. Ce vreți, mă? Asta e mândria de a fi român. Publicitate. O carte fascinantă, extraordinar de bine documentată și importantă, Răzbunarea geografiei, este sunt vorbele lui Henry Kissinger, fostul secretar de stat american. Da? Este o carte despre răzbunarea geografiei, tot felul de conflicte viitoare și de lupta împotriva destinului. Interesant. Poate fi obținută la 45 de lei cu un SMS cu textul literal la 1800, tarif normal, cunoașteți coordonatele. Revista Spy ne prezintă în Arabia Saudită, la Riyadh, iată, într-o oază de plăcere, pe Laurențiu Reghe, că am fost un antrenor al Stelei și soția sa, Ana Maria Prodan, ea dezmințind zvonurile aici pe prima pagină, cum că nu s-ar putea sta la plajă cu sânii la vedere sau cu tatuajele pe tine. Și evident că din interior ne dăm seama că lucrurile chiar așa și stau, iată-l pe Reghe, că am cu narghileaua tolănit așa de parcă ar fi într-adevăr la el acasă în București. Mai sunt câteva imagini care nu îi recomandă foarte mult pe cei doi, dar înseamnă că în Arabia Saudită ți este permis chiar orice, iată. Stând în niște poziții nu foarte decente, desculți, în situația aproape jenantă, undeva la terasa unei piscine sau unui mall, habar n-am. În orice caz, despre asta și despre când va juca Victor Ponta într-un serial sau într-un episod al serialului Suleiman, că nu mai e mult nici până atunci, pentru că și serialul ăsta face audiență. Despre toate astea veți afla în revistele de astăzi, de mâine, de poimâine și în general în literatura asta pentru maculatură pe care o răsfoim noi din când în când. Pe mâine seară!